Mergem în direct să-l urmărim pe Liviu Dragnea, face declarații. Și contesta, cred că trebuia să completez aceste documente. Vreau să remarc un lucru. Chiar dacă birocrația mi se pare totuși exagerată privind aceste documente, este o organizare foarte bună și stai foarte puțin. Asta nu înseamnă că nu se pot simplifica procedurile. În ceea ce privește o posibilă viitoare poziție pentru mine, vom discuta în zilele următoare. Aveți emoții pentru validarea mandatului de deputat? Dumneavoastră ați adus în discuție amenințările liberalilor. Nu. Mie mi se pare o abordare ridicolă, pentru că Comisia de validare a acestui nou Parlament nu poate analiza decât dacă au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate pentru a participa la aceste alegeri și dacă acest mandat, deci acest mandat a fost obținut prin fraudă electorală sau prin încălcarea prevederilor legii electorale la aceste alegeri. Mai greu să înțeleg acest demers, dar arată totuși că sunt puțin sau încă mai sunt mulți care n-au înțeles ce s-a întâmplat duminică și n-au înțeles să respecte vot. Decizia este a lor dacă vor să continue în această postură care îi apropie foarte mult de ridicol. A stabilit condițiile din protocolul de guvernare cu cei de la partenerii de la ALDE? Da, da. Chiar acum merg să avem o ultimă discuție foarte scurtă pentru a arunca o privire finală pe document. Urmează ca foarte repede, împreună cu colegii de la ALDE, să semnăm într-o sală foarte apropiată, am uitat numele, Duca. Ce va conține acest protocol? Veți vorbi și despre ministere, numărul de portofolii, ce ar trebui să preia cei din ALDE? Nu, vom vorbi doar despre o reprezentare proporțională în structurile guvernamentale și sigur de colaborare parlamentară. Proporțional ar însemna 3 ministere din calculele făcute chiar de cei din PSD. Știu, dar noi nu... Eu cel puțin nu o să merg cu calculatorul în mână și cu o grilă. O să discutăm când va fi cazul și sper să fie foarte curând cazul. În primul rând despre oameni și despre o reprezentare care să ne dea siguranța că guvernul va duce la îndeplinire ceea ce s-a prevăzut în programul de guvernare. Asta este important. Eu nu sunt un om zgârcit. Ca să știți. Mergeți împreună cu cei de la ALDE? Asta sau separat? Vreau să anunțăm împreună cu domnul Tăricianu. Președinția a anunțat că dumneavoastră mergeți într-o zi, cei de la ALDE merg a doua zi. Repet, în foarte scurt timp împreună cu domnul Tăricianu. Noi am hotărât deja ce facem, dar e firesc să anunțăm împreună. Până în acest moment ați avut vreun contact cu cineva de la administrația prezidențială, poate chiar cu președintele? Nu, n-am avut niciun contact, n-am fost căutat. Eu am, de câteva zile, mi-am arătat public disponibilitatea pentru o astfel de discuție, dar este tot ce pot face eu, mai mult nu pot face. Dar vă deranjează programul anunțat de cei de la Cotroceni? Vă gândiți să nu-l respectați sau să propuneți o altă variantă? Nu, noi respectăm programul, o să facem o propunere împreună cu domnul Tăricianu, care sperăm să fie acceptată. Ne puteți spune dacă le veți da celor de la ALDE Ministerul Justiției, pentru că sunt informații că și-ar dori acest minister? O să discutăm atunci, dar cred că nu. Ce ne puteți spune? Spuneți că nu sunteți zgârcit, dar sunteți zgârcit cu numele. Domnului Tăricianu i-ați spus numele premierului? O să discutăm despre asta exact înainte să mergem la Cotroceni, poate marți seara sau miercuri dimineața. Deci în momentul acesta doar dumneavoastră știți numele premierului. Nu, numele premierului de senat îl știe doar președintele, da. Eu știu doar numele propunerii. Da. Propunerea noastră. Pe colegii dumneavoastră din PSD când îi veți anunța? O să încerc să aflu exact care este ora la care noi suntem chemați la Cotroceni miercuri și în funcție de asta la o să... 11. E perfect. Înseamnă că o să facem un check miercuri dimineața. Vreau să vă mai întreb eu dacă vreun ministru din cabinetul Ponta se va regăsi în viitorul cabinet. Să așteptăm propunerea desemnată. Dar nu sunt foarte sigur. Fostul premier? Ar trebui să fie, cred că ar fi o idee bună. Vorbea mai devreme deputatul premier... Sebastian Ghiță că s-au făcut presiuni asupra dumneavoastră din partea celor de la DNA pentru a face denunțuri. Desigur să vă intimideze să nu mai aspirați la funcție de premier. Asupra mea sau asupra lui? Eu am înțeles că asupra lui și dacă aceste informații sunt adevărate, este rău și este grav. Eu mai spun încă o dată că nu pot fi intimidat. Și sper să se înțeleagă foarte bine. Nu o spun că răutate, o spun cu zâmbetul pe buze și cu foarte multă serenitate și cu dorința exprimată și repetată de dialog și de pace în România.
Asta nu înseamnă că dacă cineva vrea să inițieze ceva, eu o să fug de pe câmpul de bătălie. Nu pot să fug nici eu, nici colegii mei. Repet, mie mi se pare ceva foarte grav, dacă este adevărat, pentru că nu așa trebuie procedat. Eu am spus mereu, o spun și acum, fiecare instituție a statului să înțeleagă în primul rând că este o instituție a statului român și trebuie să lucreze pentru român și fiecare să se uite foarte atent în fișa postului și să nu depășească atribuțiile care sunt stabilite în Constituție și în legislația aferentă. Și dacă toți vom face așa, eu vă garantez că va fi în România foarte bine. Dacă sunt unii care nu vor să respecte asta, atunci ar trebui să suporte consecințele. Da, eu plec de la prezumția de bună credință. Domnule președinte, este potrivită pentru dumneavoastră această funcție de președinte al Camerei Deputaților? Că nu discutăm asta. Da, să știți că domnul Ponta spunea puțin mai devreme că nu a cerut nicio funcție, dar nici nu va refuza vreo funcție, vorbind de această funcție de președinte a Camerei Deputaților. Haideți întâi să vedem ce facem la Cotroceni, pentru că sunt chestii importante. Mâine s-ar putea să fie alegeri pe aici prin Parlament, o să vedem, ne gândim. Dar la ce oră spuneați? Cum scap de aici, mă întâlnesc cu domnul Tăricianu și după ce facem ultima analiză, nici nu știu, la cât Adriana? Dacă 3 jumate, 4 jumate. Dacă o să vă ceară de la ALDE, ca să, măcar numărul ministerelor să-l treceți în protocol, sunteți de acord cu acest lucru? Dacă ei vor cere asta, voi fi de acord, dar nu cred că vor cere. 3 sau 4 ministere, domnule Dragnea? Pentru cei de la ALDE. Cam așa. Bine, vă mulțumesc.